Bună dimineața, bună dimineața! Astăzi este o zi superbă, cer noros, ploaie, este luni, bineînțeles. Ah, mă îndrept spre Acton, locul unde am copilărit, pot să spun. Am de făcut 3 camioane, bineînțeles, doar cabina, atât. Doar cabina. Problema mea este că plouă afară și nu știu dacă au ceva acoperit, dar rămâne de văzut, așa că ne vedem acolo. Astea sunt tirurile aici. Vai de capul meu. Da, ce plouă, bă. Am ajuns la ăștia, la PPL. Cam așa ceva. Mai mult. Așa vine tata. Ei, așa da. Stai pe loc. Am ajuns la ăștia, la PPL. Sunt undeva între Park Royal și Acton, zona industrială. Am dus să vorbesc cu oamenii ăștia. M-am atenționat că nu pot să parchez aici. Parchez unde vreau eu. Da, m-am dus să vorbesc cu ăștia să mă apuc de treabă. Treaba e că plouă. Treaba e că plouă. N-ai, mă, frate, oricât de mult aș vrea eu să mă apuc de treabă, n-am pus să mă apuc. Nu mergi. Plouă ca la Balamuc. Nu știu dacă s-aude sus pe o mașină, dar plouă, frate. N-am. Cea mai perfectă vreme. Vremea perfectă din Anglia. Asta-i. Bă, încă plouă, bă, încă plouă. Mi-am luat geaca asta specială de ploaie. Facem o încercare. Să vedem dacă merge sau nu merge. Să vedem ce și cum. Dacă merge făcut sau nu merge făcut. Una. Treaba e că partea asta din față este din plastic și nu pot să folosesc magneția special. Ceea ce am cam de bătăi de cap. Un centimetru. Exactamente, 6 horas que deu.
dacă nu mai plouă chiar așa rău. 11. Aproape 12 fără, a? Haide mă, aproape 12. Hai să vedem. 12. Am fost să verific la celălalt, să văd dacă e în regulă. Din câte se pare, e în regulă. Hai mă, cum așa, vine de aici de sus de piestră. Deja pe la greu. Pentru familia mea. Să profităm de momentul ăsta fără ploaie. Mai puțin. Bravo, Bubiță. Ha-ha. Făcu fața. Cam înghesuit, hă? E bine că aici pot să folosesc magneții ăștia, șmecheri. Deci cealaltă are 11 jumătate din margine. Mamă, ce bine am pus 11 jumătate. Așa. De aici până în linie are un 23. 23. Iar aici 27. Jumătate. Care vine exact ceva de genul ăsta. Și am 23, 27 jumătate. Sunt aceeași dimensiune cu celălalt. 1760. Ia să mă usumea măsoară, da? Da, mă, așa e, 23 cu 27 jumătate.
cam frigulescu. De ploaie, stai cu minte. Lasă-mă să fac și o treabă. Băi, dar ce-mi găsul ea la văd fără acum. Pa-pa! Ia uite bă, dar ce plouă, bă, frate, bă. Auda lentila. Treaba e că ăsta e plastic aici. Dar mama e de treaba. Așa. Și am un 8 aici. Mamă! Așa. Iar hai că să din cauza la apă. $495. Mamă, ce-i dă? Mamă, aproape l-am terminat pe al doilea. Dar numai că a început rău tot ploaia. M-a făcut flașcă. Flașcă m-a făcut. 20 de secunde. Noroc cu drăcia aia pe mine, dar toată apa după costumul ăla se scurge pe pantaloni. După geaca aia de ploaie. Toată se scurge pe pantaloni. Trebuia una
peste genunchi, mai jos de genunchi. Ca un parpalac de la hap. Da, ce să fac, aia aștept să treacă ploaia și o iau de la capăt. Soarta și destin. Anglia. Așa e la muncă în Anglia. Plouă, soare 5 secunde, iar plouă un an și tot așa. Aud, ce frumos e. Aia e. Spider-Man, Spider-Man. Băi frate, băi, am întrebat plășia dacă poate să decupleze astea, dar aici așa ești, nu, domne, nu, pentru un sticker ne-ar putea să decupăm, să decuplăm tirul. Că vezi tu cum le pui, să le pui, să le pui așa cum sunt. Ce să-i faci, ai, trebuie să te chinui să faci cu plac la clienți ăștia. Terminați. Ia uite bă ce plouă. Iar mama e după aia. Haide. Hai că poți, hai că poți, tată. Mă dă repede să iau autocolantul. S-au udat. Ce plouă, frate. Magneții. Vieții. Mamă, sunt dracon. On time. Flow, taică! Flow! Nu am mai distrat. Vezi cum e serie, o? Hai de mult. Nu mi-e că mă udă pe mine, mi-e că îmi udă autocolant. Și dacă mi-e udă autocolant, mă chinui că eu să lipesc aici. Mă chinui să lipesc, cine e bine? Dacă mă chinui să lipesc, mai bine nu mai lipesc. Hei. Ia uite. Mamă, forță. Fuck. Mamă, ce mă doare piciorul. Dacă ați vedea ce poziție am aici. Hei. Stai cu tata aici. Bravo. Sunt șmecher. Bravo. Asta s-o num. Ah, sunt flashcă la picioare că curgeaba după ăsta exact cum bașcăți. Avem un gul aici, un gul aici și un gul aici. Nu pot să le scoatem.
Ia uite cum stau toată apa după ăsta, dar aici s-a scurs pe aida și mei. Ia uite cum se scurge la aidasul meu. Ce să-i faci, mă, frate? Aia ai. Riscul meserii. Trebuie să mă întorc să iau crepele alea. Gata. Ia uite-l unde-i, tot mai acolo sus. Hai cu tata. A reușit să termin decât două. Pentru că al treilea, ce crezi, nu este aici, frate. Încă n-a venit. Dar pe astea le-am făcut cu chiu, cu vai, chinuială. Le-am făcut, încă mai plouă. Trebuie să mă întorc pe la 3:30, 4. Să-l fac și pe ultimul. Și pe urmă direct acasă. Până atunci, mai avem de mâncat.